De ce îmi filmați degetele? N-am înțeles niciodată cine le mișcă. Mărturisea bijutierul. Cine ești tu? Ce vrei tu să transmiți? Care este tonalitatea, modul în care vrei să transmiți niște lucruri? Nu poți să trișezi. În general, în artă, dacă trișezi, te-ai dus papa sâmbete. Nu am pian. Însă pot să mă uit ore întregi la o minge de ping-pong portocalie. Uneori mă opresc, o mângâi pe creștet, întreb: și ce mai faci tu, mai piticanie? Soarele meu secret. Mai trage și tu niște sfori acolo sus. În 2012 am fost pensionat. Câteva zile mi-a lipsit teribil contactul cu studenții. E greu să te desparți de o profesie practicată aproape 20 de ani, atât la Universitatea din București, cât și la Belle Arts. Apoi m-am apucat serios de reamenajarea casei, de scris și de bijuterie. Așa că asta fac acum. Scriu o altă pagină din propria viață.